Salutare tuturor și bine v-am regăsit la o nouă serie. Nu știu dacă putem să-i spunem o serie, putem să spunem câteva episoade până o să apară FIFA 19 și poate o să implementăm chestia asta și în FIFA 19. Doar că mi-a venit o idee să facem niște episoade în care noi, nu știu, experimentăm chestii. De exemplu, episodul de astăzi o să încercăm să-l aducem pe Messi la Juventus. Nu că încercăm, o să-l aducem pe Messi la Juventus. Avem aici ultimele transferuri făcute. L-am lăsat pe Higuain și pe Buffon. Știți că au plecat. L-am adus pe Ronaldo, l-am adus pe Cancelo, l-am adus pe Bonucci înapoi, știți că s-a transferat înapoi. Pe cine am mai adus înapoi? Pe Can. Mă rog, înapoi. Practic i-am adus acum pe Perin și cam asta este echipa pe care o avem. Nu avem foarte mult buget, dar vreau să-l iau pe Messi, frate. Deci ce se întâmplă dacă Messi și Ronaldo joacă în aceeași echipă sau ceva de genul, o să pun eu titlul. Și până acum merge bine. Hai să intrăm aici listă de jucători pentru că vreau să vă arăt ceva. Uitați-vă câte goluri are Ronaldo în 4 meciuri. Câte goluri are? 7. Fucking 7 goluri. Avem aici cum se numește, acest Asian Elite Cup. Avem finala cu Real Madrid, fost echipa lui Ronaldo. Hai să simulăm aici. În principal o să dureze foarte puțin episoadele acestea, 10-15 minute, o să simulez foarte mult, eu vin cu update-uri, Buffon s-a accidentat, eu vin cu update-uri și cam asta se întâmplă cu seria. O să revenim când facem transferul, o să revenim la perioada de iarnă să vedem care este punctajul nostru, să vedem cum stăm cu Champions League-ul și la final vedem dacă echipa a fost bună cu transferul lui Messi. Și din păcate pierdem aici finala contra Real Madridului. Să vedem dacă transferul nostru cu Messi a fost bun și ia Buffon s-a accidentat 5 zile. Bun. Încercăm pentru prima dată să luăm pe Lionel Messi. El spune că este cotat între 104 milioane de euro și 146. Release clause de 215 milioane de euro. Ceea ce e foarte, foarte mult. Noi avem 78 de milioane. Bun. O să încercăm să-i oferim aici ceva jucători. El vrea un right winger. Bun, îl am pe Bernardeschi. Și el mai vrea încă 112 milioane. Ok, e destul de mult. O să încercăm așa cu 90. Nu, n-o să am bani clar de salariul lui. Deci va trebui să mai vindem ceva. Am pus ceva jucători la transferat și va trebui să așteptăm deocamdată. Și un prim transfer, Liechtensteiner s-a dus la Chelsea pentru 8 milioane și noi am primit 6 milioane jumate. E ok, urmează să mai facem încă un transfer, urmează să vină banii dacă se înțeleg băieții și sper să vină banii ca să putem face transferul lui Messi. Hai să vedem și din păcate nu primim nimica. Deocamdată este vorba despre Sami Khedira. Hai să vedem dacă se vinde acesta. Nu, iarăși nu primim nimic despre el. Și chiar mă interesau banii aceia. Hai repede să mai simulăm aici pentru că trebuie să vedem ce se întâmplă cu transferul lui Sami Khedira. Haide Sami, știu că poți să te vinzi. Am nevoie de banii tăi și perfect, se vinde Sami Khedira, vedeți aici, pentru 28 de milioane. Mai am ofertă pentru Asamoah, nu prea mai am mulți jucători pe poziția aia dacă ar juca. Ok, hai să intrăm aici la piața de transferuri și să ne Vorbești serios? Vorbești fucking serios? Ok, pentru că m-am enervat, l-am adus pe Messi manual la echipă. Vedem acum că am reînceput o carieră nouă și Messi este aici, 94 OVR pentru el. Dacă mai sunt diferite OVR-urile față de ce știați voi, bine, din cauza patch-ului, hai să facem aici formația. Desigur, aici Ronaldo pe stânga, Higuain și Messi. Deci ce atac vrei mai mult de atâta, frate? Messi, Higuain și Ronaldo. În spate cu Dybala, Pjanic și Matuidi. Aici l-avem pe Bonucci, Chiellini,
Sandro și Canseio sau Liechtenstein, nici n-are importanță cine să joace aici, dar o să simulăm până în iarnă să vedem cum se descurcă această echipă. Din păcate n-am putut să fac un transfer corect, corespunzător acolo, pentru că FIFA ne-a vrut, dar uite că aducem noi manual și vedem cum se descurcă echipa, să sperăm că bine și să vedem dacă ajungem în finala Champions League. Și ajungem pe 1 ianuarie, am ajuns în perioada de iarnă a transferurilor, până acum tot ce văd este OVR-ul, este 90 OVR, vedem și un scor aici cu Verona și hai să vedem clasamentul, hai să vedem, avem 3 înfrângeri, 2 egaluri și 14 victorii, Sassuolo pe locul 2. Wow, asta mă surprinde mult mai tare. Și a făcut 3-2 contra Verona, care e ultima clasată, am înțeles. Hai să văd ceva surprize. Lazio pe 11, Milan acolo, Napoli, Roma și Inter. Până aici este decent. Bun, hai să vedem ce am făcut în Champions League. Dacă ne-am calificat, asta e cupa, nu ne interesează cupa. UEFA Champions League, am picat cu City, frate, nu știu ce să zic, o alegere destul de greuță, City campioana Angliei, vedem aici că fac și ceva transferul Socrates. Hai să simulăm până la meciul cu City și să vedem ce facem cu ei, pentru că cele din UEFA Champions League o să le simulăm noi manual, ca să vedem ce se întâmplă cu echipa, cum se descurcă echipa și toate cele. Am mai trecut o lună jumate, suntem în februarie și haideți să vedem ce am mai făcut între timp în campionat, pentru că ne interesează și campionatul, să vedem câte puncte avem. Am mai făcut doar un singur egal și rest numai victorii. Milanul s-a detașat acolo de... De fapt nu prea s-a detașat de nimeni. A urcat și ea pe locul 2. Sassuolo a căzut puțin. Și avem meci cu Manchester City. Înainte să începem, hai să uităm. Messi, văd că este goalgetter cu 6 goluri Messi. Wow, super tare Messi. Messi este în formă, Ronaldo este în formă. Deci echipa ar trebui să meargă strună, frate. Deci echipa nu are motiv să piardă în această seară, mă rog, în această seară, în acest match cu Manchester City. Hai să vedem, a făcut ceva transferuri Socrates, văd acolo. Joacă și cu Ture, Aguero se accidentează. Asta e o veste bună pentru noi. Sper să îl schimbe, dar nu știu, cu Boni pot să-l schimbe. Barzagli intră în locul lui Chiellini, nu știu de ce se face atât de repede schimbarea, multe schimbări acolo, iese și Messi, ba nu, intră și Messi, nu, iese Messi și Cuadrado înscrie pentru 1-0 acasă. Dacă ne luam gol era super nasol, mă rog, n-a fost un rezultat chiar atât de bun, dar hai să zicem, nu știu de ce a ieșit atât de repede Chiellini, cred că n-a mai rezistat săracul. Din păcate, returul cu City va trebui să aibă ceva modificări. În primul și în primul rând, Higuain este foarte obosit, o să jucăm cu Mandzukic, Messi, la fel, din păcate, o să jucăm cu Berna, Dybala, la fel, uai, deci niște schimbări drastice aici, Rugani, Canseo mai rămâne acolo, hai să-l punem pe Messi aici pe bancă, poate intră eventual, îl punem și pe... văd că De Siglio este în formă, pune și pe Higuain și pe Ronaldo, dacă îl găsesc eu pe Ronaldo, unde este Ronaldo, e deja pe bancă, nu e, e pe teren aparent Ronaldo, și hai să punem și un mijlocaș, punem pe Marquinhos. Bun, hai să vedem ce facem cu City, ce facem în retur, vedem că au pierdut acolo cu noi. Ultimul meci de ligă și să sperăm că ne calificăm mai departe. Un singur gol sau un rezultat de egalitate, orice rezultat de egalitate ne calificăm mai departe. Fernandinho scrie, este egal la general. Să sperăm Bernardeschi, cu rezultatul ăsta ne calificăm. Ne calificăm, haide, țineți de rezultat boys, țineți de rezultat. Companii s-a accidentat acolo, minutul 88 și se termină partida, ne calificăm mai departe în Champions League. Am picat cu Atletico Madrid mai departe, la fel.
provocare pentru noi. Ia să vedem următoarele echipe care s-au calificat. Vedem că Monaco a eliminat Real Madrid-ul. Ce se întâmplă cu Real Madrid fără Ronaldo? Vedem că Barcelona fără Messi se descurcă 4-1 cu Roma. Aici trec măcar de Roma. Hai să vedem ce echipă trimitem în teren. Higuain este cât de cât odihnit. Messi este în formă. Îl băgăm și pe Dybala, care are 91, deci mai are puțin, îl trece pe Ronaldo. Aici am Matuidi cu Pjanic. Schimbăm și apărarea. Dacă l-aș găsi și pe... cum îl cheamă? Dacă l-aș găsi și pe Bonucci totuși. Și hai să vedem ce putem face cu Atletico la noi acasă. Ar trebui să facem un rezultat bun totuși. Vedem că l-au transferat pe Dyer. Văd acolo și l-au pe Carrasco. Nu știu ce să zic. Matuidi înscrie minutul 35. Oh! Să sperăm că nu luăm gol în deplas în la noi acasă. Asta ar fi destul de urât. Dybala înscrie și el 2-0 și nu mai contează, frate. Dacă luăm gol acum, două goluri o să conteze și se termină 2-0. S-ar putea să trecem și de Atletico mai departe. Și hai să vedem împreună ce am făcut în returul cu Atletico. Am făcut 2-1 și ne calificăm mai departe. Hai să aflăm și următoarea noastră candidată. Avem pe Bayern München. Hai să vedem ce facem cu Bayern. Deci chiar sunt curios. Înainte de semifinala cu Bayern, vreau să mai verific și eu pe aici să vedem ce se mai întâmplă în campionat. Nu aici, mă interesează și la statusul jucător. Hai să vedem care este golgheterul nostru. Cred că trebuie să mă duc aici la echipă. Hai să vedem care este golgheterul nostru. Este Messi cu 28 de goluri și Ronaldo cu 24, după aia Dybala cu 12 și Higuain cu 7. Săracul Higuain nici nu mai poate să dea goluri când îl are pe Ronaldo și pe Messi în aceeași echipă. Deci săracul, așa ceva. Uite, și Bonucci se apropie să-l întreacă pe Higuain. Hai să vedem ce facem în meciul cu Bayern München. O să dăm așa și avem o echipă foarte bună, odihnită. Era să împice controlul. Kimmich în minutul 1 scrie. Asta nu e atât de bine. Sper măcar să ajungem în finală totuși. Să ajungem în finală, asta este scopul măcar. Dacă nu, să câștigăm campionatul cu foarte, foarte multe puncte. Să vedem. Cam asta ar fi cea mai bună echipă posibilă în momentul de față pe carieră. Deci n-ar trebui să ne bată nimeni. Dar Bayern ne conduce la ea acasă. Cine știe, poate facem o surpriză în retur și se termină 1-0. Nu este un rezultat imposibil, dar este greu, mai ales că este Bayern. Asta este și echipa pentru meciul retur cu Bayern. Nu l-am avut pe Cancelo meciul trecut. Hai să vedem ce facem. Țineți în pumnii să câștigăm. Bayern a eliminat și Barça. Deci sunt în formă maximă. Vedem că l-au luat și pe San. Și cam atâta văd eu momentul de față. Oricum au o echipă bună. Matuidi ia și un galben în minutul 3. Intrăm în a doua repriză și nu se întâmplă absolut nimic. Juventus, trezirea, băieți. Și se termină 0-0. Se termină 0-0. Un singur cred că au dormit pe teren. Bun, lăsăm Champions League-ul, nu este de noi Champions League-ul. Haideți să vedem cum o să terminăm campionatul. Să sperăm că peste 90 de puncte. Aparent am câștigat și Cupa Italiei cu 3-0 împotriva celor de la Napoli. Haideți să vedem împreună. Avem 91 OVR ca și manager și am terminat pe locul 1. Asta era clar că o să terminăm. Vedem Player of the Month announce. Dybala este playerul lunii, dar din păcate n-am putut să facem 90 de puncte. Unlucky, Lazio tot pe 11 a rămas. Hai să vedem golgheterul acestui campionat. Este Suso? Ok, nu mai așteptam la asta. Messi cu două goluri mai multe decât Ronaldo. Deci au fost cot la cot. Au același rating aproape. Are unul mai mare Messi pentru că este mai tânăr față de Ronaldo. Dar cot la cot au fost. Mă mir că nu este unul dintre ei. Hai să ne uităm și la listă de jucători. Să vedem aici câte goluri au dat per total. Deci,
Messi a dat 28 de goluri. Vedem acolo, a scăzut cu un singur OVR și Ronaldo a dat 24 de goluri și a scăzut 2 puncte, din păcate. Dybala s-a ținut și el aproape de Messi și Ronaldo cu 16 goluri. Higuain, săracu, n-a mai avut ce să facă. Nu știu, cine n-a mai jucat pe aici? Uite, de Siglio a jucat, Bern a jucat. Uite, Cuadrado n-a jucat, din păcate. Oricum n-are loc acolo pe benzi și cam asta este echipa. Cean la fel n-a jucat deloc. Și uite, cei doi au jucat odată. Cam asta echipa, a fost un experiment să vedem ce se întâmplă dacă jucăm cu Messi și Ronaldo în aceeași echipă. Aparent doar câștigăm campionatul și cupa. Vreau să câștigăm și Champions League-ul, cred că era mult mai interesant. Dar asta a fost clipul, sper că v-a plăcut. Uitați de like, eu am fost Silent și v-am salutat lumea. Pa, pa!